faptul că ai fost prins băut la volan și ai avut carnetul suspendat și... Am fost la un meci de Wolfsburg la, ca să vă spun cum a fost, la un meci de Wolfsburg la Ploiești. Am stat acolo la masă, am băut o jumătate de bere. Ca să vedeți cum e. Când se mă scol de la masă, apare moșul Doroftei. Așa. Florine, fratele meu, ce faci? Nu ne-am văzut, dar hai, mai stai și tu cu mine să bem un par de vin. Băi, nu beau că sunt cu mașina. Băi, te rog eu frumos, doar dai noroc și ai plecat. Stau și cu mine, uite, sunt și băieții aici, stai, după aceea să-ți arăt și eu barul meu. Zic, băi, eu nu stau, moșule, că nu sunt cu mașina, și așa am băut jumătate de bere. Am dat noroc cu el, nu știu dacă am băut o gură de vin. Și am luat-o, am intrat în București, ca să vedeți cum e. Așa, să fie. Când e să ai ghinion. Daniel Nanu în dreapta mea, colegul dumneavoastră. Și el spune, du-mă și pe mine până în Colentina. Și zic, băi, Daniel, haide, bă, că te rog eu frumos și așa, vreau să las mașina undeva aici, că e plin de poliție până oraș. Și să plec acasă. Hai, mă, du-mă și pe mine până în Colentina, până acasă. Mă lași pe mine acasă, te rog eu frumos. Și m-a dus pe Daniel până în Colentina. Când m-am întors din Colentina... Nanu stătea în Colentina, că acum suntem militari. În Colentina l-am dus. L-am dus pe acolo, lăsat pe acolo. Când am lăsat, după ce la 50 de metri, după ce am lăsat pe el, trage pe dreapta. Ca să vedeți cum e. Tras pe dreapta, domnul m-a întrebat, ați consumat? Am consumat. Evidența nu pot să o. Trebuie să suflați, da, n-am niciun fel de problemă, n-am opus niciun fel de rezistență. Am dus la IML, au urmat procedurile, n-au ce la mine, am cerut scuze și am fost judecat și nu mi-a dat cu suspendare. Nu mi-a dat nici muncă în folosul comunității, mi-a dat 9 luni cu amânarea pedepsei. Aha. Dar nu e vorba de cazier sau... Bine, dar ai, cum să spun, precursori celebri, și Pancu, și Tama, și acum... E cea mai mare tâmpenie, le spun la toți, să nu se mai urce băuți la volan. E cea mai mare nenorocire. Un an de zile am stat în Ovidiu, fără să conduc. Un an de zile am stat. Fără carnet? După, fără carnet, da. Am avut șofer, mi-am plătit șofer. Bine, ai avut din ce, că sunt unii care, dacă rămân fără carnet... Să nu... E cea mai, mare, cea mai mare tâmpenie, cea mai mare prostie. O lași acolo, ai acum taxi, ai Uber, 12 lei, 15 lei, o lași acolo, ai închis-o, te duci acasă frumos la familie și îți vezi de treabă.